Consilierul local Gabriel Buceac din Consiliul Local Suceava a spus că peste 60% din parcările propuse pentru modernizare se află pe terenuri care în acte apar ca nefiind spații verzi, dar în realitate acestea sunt spații verzi. Până acum, aleșii PSD din deliberativul local au respins de 4 ori inițiativa viceprimarului PNL, Lucian Harșovski, legată de amenajarea a aproximativ 5.000 de parcări. E nevoie de mai multă transparență din partea primăriei, astfel încât informațiile importante pentru cetățeni să ajungă ușor la ei și fără a fi dezinformați. Fac referire la dezinformare, deoarece proiectul parcărilor nu a fost prezentat cum trebuie cetățenilor. S-a tot spus că se vor face peste 4.000 de locuri de parcare, dar PSD nu vrea, ci că ne-am teme că pierdem următoarele alegeri locale. Că ce bun sunt ei și răi suntem noi, însă realitatea este alta. Într-adevăr, ideea acestor parcări este una foarte bună, dar dacă se dorește cu adevărat să se facă aceste parcări în municipiul Suceava, de ce nu se face o strategie în acest sens? De ce nu sunt incluse și parcările care există în acest municipiu de când a fost făcut fiecare cartier până în momentul de față? De ce nu se respectă niște etape care să aibă o finalitate în favoarea tuturor? De ce nu sunt gândite și alte tipuri de parcări, cum ar fi cele din structură metalică sau cele de tip smart parking, care ar fi extrem de utile în cartierele municipiului, ținând cont faptul că sunt cartiere în care este destul de înghesuit. Iar lucrul care mă intrigă cel mai mult este faptul, sau să spunem întrebarea, de ce din cele peste 300 de străzi pe care are municipiul Suceava au fost selectate parcele doar pe 61 dintre ele.